Am să o las în continuare pe Camelia Iuniana Radu, directorul editurii Singur, să prezinte un proiect pe care l-a inițiat la o săptămână sau două după investirea în această funcție. Este vorba de proiectul Scriitorii în Manuscris. Camelia. Bună ziua, Târgoviște, și bine ați venit la întâlnirea cu cartea, pentru că, după cum vedeți, cărțile care sunt prezentate de editura Singur sunt cărți extrem de diferite, în care ne putem regăsi, indiferent de tipul nostru de sensibilitate și indiferent de felul în care înțelegem să iubim cartea. Istorie, poezie, proză și așa mai departe. Dar ce fac scriitorii atunci când sunt în fața unei foi albe de hârtie? Ne întrebăm adesea. Știu ei să scrie direct, așa, imperiul inspirației, totul, sau se întâmplă să mai fie pe lângă acest lucru și ceva muncă? Colecția despre care vreau să vă vorbesc și din care există aici câteva volume, este o colecție despre scriitori la masa de lucru, în atelierul său. Această colecție, pe lângă partea de carte propriu-zisă, care poate să fie citită, cuprinde și manuscrisul, cu toate ideile, părerile, tăieturile, întoarcerile care s-au întâmplat în momentul acelei inspirații sau după. Deci orice scriitor are un laborator. Acel laborator, sub forma de manuscris holograf, se găsește în cartea respectivă. Pentru că avem până acum 6 volume tipărite, pot să vă spun că această colecție a beneficiat de o bună primire atât de critică, cât și de cititorii tineri. Fiecare carte are o poveste. Prima. Este un volum al meu, pentru că trebuia să dau un exemplu, nu-i așa? Este un manuscris desertat, cum se spune, din tinerețe. Și pentru că el a supraviețuit atâtor ani, m-am gândit, citindu-l, că merită să fie publicat. Bineînțeles că domnul profesor, jurnalist, scriitor, domnul Coandă, bun prieten și om pe care îl admir extraordinar, imediat a fost alături de mine și mi-a scris câteva rânduri în care mă laudă de merușine să mă privesc în oglindă. Al doilea volum este al poetului Ștefan Doru Dăncuș. Ce credeți că cuprinde această carte? Este vorba de un carnețel secret pe care îl ținea în buzunarul de la piept în perioada armatei, când era îndrăgostit de nu mai știa pe unde să calce. Dar acolo trebuia să respecte ordinele. Cum s-a împăcat poetul cu armata, putem să aflăm din această carte, să vedem scrisul migălit, cum își trecea acolo amereu, poezii de dragoste pentru Gabriela, notații, deci un caiet așa ardent. Următoarea carte aparține unui doctor în filologie și este istoria unei cărți refuzate de editura Dacia în vremea ceaușistă. Cartea nu are niciun fel de corectură și totuși într-un mod miraculos, la final n-a mai primit aprobarea, ceea ce înseamnă că pe parcurs s-au întâmplat o mulțime de lucruri care l-au împiedicat pe domnul doctor în filologie să devină scriitor. Următoarele cărți aparțin unor poeți tineri. Călin Derzelea, un poet așa, el este medic și s-a gândit că tot ceea ce scrie pe navetă între Ploiești, București, poate să fie cuprins într-o carte. Cartea se numește Machina, este așa o viziune despre ce înseamnă energia, ce înseamnă vehiculul, ce înseamnă gara, ce înseamnă plecarea, ce înseamnă venirea, toate lucrurile astea la un loc. AZ sau Angel Dan Zanfir este un alt poet remarcat de România literară, care s-a gândit să se însoare, nu și-a gestionat bine existența, nu s-a căsătorit cu cine trebuie, i s-au ars toate manuscrisele, a zis ori ești soț, ori poet, el a ales să fie soț, n-a ieșit bine și și-a adus aminte că e poet. Dar scrie o poezie extraordinară, de aceea, în momentul în care va apărea această carte, vă recomand, e încă subtipar.
Ce mai avem în această editură și colecție extraordinară? Pe copertă vedeți fotografia autorului, exact în perioada în care a fost scris manuscrisul. După cum vedeți aici, eu sunt foarte romantică și am doar 17 ani. Așa, aici este poetul pe care îl prezentăm azi, Daniel Dăian, despre care vom spune următorul lucru. Ce înseamnă un poet? Ne întrebăm astăzi. Ce înseamnă poezia modernă? Poezia modernă este o chestie care ne scoate din sărite și din confortul nostru provincial. Este o chestie care șochează, care spune pe față, deși metaforic sau știu eu, în idei poetice deosebite, spune pe față ceea ce nu vrem să auzim. Cel mai frumos bărbat dintr-un poet, dintr-un poem, se pare că este poetul Daniel Dăian. Este un tip interesant care a dispărut între timp. Alo, cel mai frumos bărbat dintr-un poem, te rog să poftești aici. Iată-l, nu-i așa că e cel mai frumos bărbat dintr-un poem? Nu-i așa că e nonconformist? Nu-i așa că ne trezește încrederea aia că el poate să scrie o poezie modernă care să ne uluiască și să nu înțelegem nimic, după care să ne gândim, stai așa, abia acum am înțeles niște lucruri. Eu vă invit, îl invit pe el să citească o poezie, după care, pentru că vreau să se prezinte ca cel mai frumos bărbat dintr-un poem, după care voi continua să vă descifrez această stare de poezie pe care o împrăștie peste tot, așa ușor macho, ușor intransigent cum e. Daniel. Am să mă așez. Cu voia domnilor voastre mă așez. Bineînțeles, m-am conformit. O să vă citesc un poem ciudat, ca și autor. Partea care face diferența. De aici încolo, drumul se clatină nevrotic. Lovește cu pumnii oamenilor semnalele luminoase, care demonstrează existența arborilor oblici din spatele automobilelor abuzate. Pe aici se trece târâși. Se scrâșnește din adâncul măselelor spre locurile libere, de unde zâmbește cea mai frumoasă rătăcire, spre bucata de tablă zincată, cusut atent înaintea tuturor mărâiturilor. Automobilele putrezeau în brațele copacii. Partea care scuipă ca un birjan. Dacă mâine ieșirea se închide într-un ochi tânăr, voi desena o frică de mână, chiar la începutul zidului plin de gropi, unde așteptarea poartă și acum silabiserea gloanțelor. Vântul se obligă să spulbere imitația orașului, iar pentru o clipă de albastru aș vrea să mă văd plutind în cerul gurii ca o sărbătoare fericită. Câteva uși de unică folosință așteptau să-mi vină rândul. Primul capitol din partea care face diferență. Un anotimp tâmpit mă îndeamnă să râd orbește, să port ochelari de vedere în locul ochilor tatălui meu, să plâng în șir indian orașul încălțat în Adidas, să citesc în vieri și litere de o șchioapă, descompunându-se în vid. Așa. Nu merge. Așa. Să fac transfuzii cărămizilor de lăsate și mai presus de toate să intre ceea ce a mai rămas din mine în mijlocul camerei. Încăperea aștepta politicoasă să adorm de bătrâneți. Starea a doua la sfârșitul unei numărături inverse. Vina aparține doar celor bogați cu duhul și acelora care își beau cafeaua până la filtru și învie în fiecare an de două ori cu aceleași păcate în colțul buzelor. Starea a treia, un jurătur înainte. În locul de unde mă ascund, femeile mă privesc ca pe urmă de tăcere, care alunecă în sensul acelor de ceasornic. Am limba uscată în Dumnezeul vostru, am brațele încărcate de fum și pansamente, sunt un bărbat care își bagă și își scoate în același timp disprețul din inimă, pentru că am și încăperi, și uși, și automobile. Să-mi promovez din vreme bătrânețea neînvățată în 4 ani de facultate, pentru că sunt cel mai frumos bărbat din poemul acesta. Mulțumesc.